Bună seara, eu sunt Anca Maftei, sunt psiholog clinician, psihoterapeut și facilitator de constelații familiale și sistemice și îți urez bun venit la Călătorie către sine, un podcast în care eu am avut intenția să atrag oameni minunați de la care avem cu toții ce învăța și sper să-ți facă plăcere. Astăzi, invitatul meu este Adrian Băjenaru și mă bucur tare mult că este alături de mine. Adrian. Namaste, Adrian. Adrian este profesor de yoga, este alchimist, psiholog, terapeut și poate vrei să ne mai spui tu despre tine, Adrian. Sunt Bun eu venit. până la urmă, dar la nivel de personalitate am acumulat așa o serie de diplome și la nivel de CV am mai multe ramificații, însă na, sunt liber și în afara. Consider că aceste laturi doar au format. Sunt anumite părți din mine care au definit anumite laturi ale personalității mele și m-au ajutat să cresc. Chiar m-au ajutat să cresc. Și partea de psihologie, da, partea de terapie, și partea din taoism, de alchimie internă, yoga nu mai zic, da, și yoga, de exemplu, mi-a dat mai mult flow în viață, foarte mult flow. Când ai început să practici yoga? Cred că acum 10 ani am început să practic. Tai Chi am început mult mai de mult, înainte de Mai yoga. devreme. Da, deci yoga am început să practic, yoga tibetan a fost prima mea iubire, să zic așa. Mi-a predat un parapsiholog niște asana de yoga și m-au ajutat enorm de mult, pentru că atunci aveam o hernie de disc lombară, aveam în zona L4-L5 o hernie de disc destul de gravă și era operabilă la spusele medicului curant. Iar în urma 3-4 luni de practică s-a îmbunătățit enorm de mult starea mea și nici nu m-am operat. Adică și pe bună dreptate fac niște asana destul de avansate pe care o persoană care ar avea niște probleme de genul ăsta nu le-ar putea face. Și pentru mine a fost o experiență revelatoare și am zis ok, trebuie să merg mai departe, e clar că există ceva. Și e mai mult decât ceea ce mi se spune în medicina alopată. Nu neg medicina alopată, m-a ajutat enorm în alte situații, însă aici am zis că am pus pe pielea mea, am experimentat asta. Ai rezonat așa. Tu Da. acum dai yoga, Adrian, unde te putem găsi? Eu predau la Pawan, însă acum fiind suspendată activitatea, ne vedem online. Mă puteți găsi pe Super. Adrian Yoga pe Instagram și de acolo vă pot direcționa la clasele mele pe Zoom. Minunat. Ne bucurăm că te-ai adaptat și că în continuare îi ajuți pe oameni în felul acesta. Mă bucur. Da, și este interesant că sunt foarte mulți oameni care au acces acum la cursurile acestea, persoane care poate în trecut nu voiau să vină la sală și să transpire alături de alte persoane și acum fac din confortul casei lor, da, și practică alături de mine. De exemplu, observ foarte multe persoane care, de exemplu, erau mai în vârstă, să zicem, peste 40, peste 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, care pur și simplu acum au acces la internet și pot să practice singure de acasă. Unele persoane au nevoie de mai multă intimitate și respect asta și, în principiu, yoga este o practică foarte intimă. Chiar dacă este prezentată într-un mod foarte exotic, ea este extrem de extrem de intimă. E o practică internă, e o practică externă. Sunt instructor de yoga cu care sunt apropiată sau, să spun așa, amică, care spun că e important să lucrezi tu cu tine acasă. Tu ce părere ai? Care e viziunea ta vis-a-vis de a veni la clasă versus să ai tu practica ta individuală? Poate sunt împreună, eu așa le văd. Există o practică individuală, evident. Această practică individuală te ajută doar să pui în să aplici anumite învățături pe care le-ai asimilat cu profesorul. Pentru că acasă, dacă îți faci asana singură acasă, îți faci sadhana, da? Îți faci practica ta acasă, este posibil să te învârți într-un cerc al minții, da? Într-un cerc vicios, să zicem, din care nu poți ieși. Adică ești foarte subiectiv,
ce impresie că poate practici corect. Sau... Exact. Și multe altele. De exemplu, știu un băiat care îmi spunea că mintează vreo 2 ore pe zi. Și da, zic, băi, foarte bine. Zic, wow. Însă mă întreb și ce faci în meditație. Păi închidea ochii și acolo își imagina, visa toate, nu știu, și imagina toate lucrurile de experiențe din timpul zilei, planuri, își făcea planuri. Zic, mă, da, ai nimic meditat. Gândeam. Am văzut că meditez. Și stătea și în pat, și pe spate. Și da, ar trebui să fac un cerc așa de practică stând în pat. Da. Foarte interesant. Foarte interesant. Asta este... Asta înseamnă să fii subiectiv, dar și să nu-ți dai seama, să nu accepti niște îndrumări care te pot duce numai departe. Da, și cu altă viteză. Și cazul meu ăsta. Ce spui? Ce spui, Adrian? Și cazul meu, cu multe posturi, de exemplu, care nu le executam bine și cu anumite corecții, cu anumite ajustări din partea profesorilor mei, am reușit să avansez foarte, foarte mult. Evident, yoga este o practică intimă, este o practică individuală, da? O practică de practici tu cu tine, însă ai nevoie să practici corect. Că dacă nu faci corect, nu faci bine, nu faci deloc. Corect. Cum mai îmi place mie să spun că peștele nu știe că e în apă și de aceea e nevoie de ghid. E o infatură de undeva. Noi, Anca, învățăm prin exemplu. Noi nu învățăm prin... Deci noi învățăm doar prin interacțiunea cu ceilalți. Poate că judecăm noi societatea sau... Na, că sunt foarte multe convingeri limitative care provin de la nivel social, de la nivel educațional și mai departe, dar noi nu existăm în afara ei. Cu siguranță. Adică noi existăm doar pentru că avem 2 părinți care ne-au dat naștere. Exact. Exact. Profesorii care ne-au dat lecții de viață și ne-au învățat să scriem, să citim și mai departe. Și apoi mentori, maestri, profesori cu care ne-am întâlnit în viața de zi cu zi. Persoane care le admirăm. Deci noi nu existăm în afara societății, da? Noi suntem ființe sociale și trebuie să respectăm asta. Eu de asta nu pot să niciodată îmi dau vina pe societate, pe părinți, pe... Nu există așa ceva. Așa este, mai ales dacă nu ne onorăm primii creatori, ca să zic așa, cum am putea să îl onorăm pe creatorul cu ce mare? Sunt total de acord. Iubirea până la urmă începe din familie. Asta este. Și... Da, trebuie să o știi iubirea asta, chiar dacă spunem noi că iubirea curge, da, este în noi, da? Însă în lumea asta trebuie să o primim de undeva ca să o dăm mai departe. Și o primim de la părinții noștri. Și dacă nu o primim, dacă nu ne oferă ei, o luăm de la ei. Putem să o luăm. Cu siguranță. Suntem alături de Adrian Băjenaru și vă invit să-i adresați și întrebări, pentru că o să-i adresez evident și eu, de asta l-am și invitat, nu? Să cumva să captăm un pic din energia și cunoașterea lui, dar nu vă sfiiți, puteți să scrieți și eu îi citesc întrebările lui Adrian, pentru că nu le vede el, nu le vezi, nu? De pe telefon. Ți le citesc eu. Nu văd întrebările, sunt pe aplicația asta, sunt puțin limitat așa. E minunat, da, e foarte bine. Așa începe cunoașterea, trebuie să ne vedem mai întâi pe noi. Bun, haideți să începem, dragilor. Cum vă spuneam, nu vă sfiiți, nu fiți timiți, putem să-l întrebăm pe Adrian, sigur și pe mine, preponderent pe invitatul meu, că eu aici mai sunt. Și pe el nu știm când îl mai e. Mulțumesc și eu că ai venit. Cum e pentru tine perioada aceasta, înainte să începem așa cu întrebări mai profunde? Cum e pentru tine zona asta de izolare, cum îi spun unii, retragere, partea aceasta de carantină? Cum ai perceput-o? Mai este o retragere în interior. Mie mi s-a părut interesant. Eu provenim dintr-o tradiție alchimiei, taoistă alchimiei. Știm că anul ăsta, anul 2020, este un an al metalului. Ne spui și nou. Este un an care corespunde în zodiacul chinezesc, în horoscopul chinezesc, șobolanului de metal, The Golden Rat. Ok. Și e un an yang. Spre deosebire de alți ani, de exemplu, anul trecut și anul, deci 2019 și 2018 au fost anii, ani cu energie feminină, ani cu energia care o energie mai
contractantă, mai represivă, să zicem, ani în care am experimentat anumite emoții negative. Anul ăsta este un an extrem de expansiv, un an yang, un an în care ar trebui să apară emoții pozitive. Da, metalul totuși este un, este yin, asta e paradoxul. Pentru că, deci, metalul fiind yin, predispune la izolare. Da, există și o parte de lumină, pentru că în orice, în orice umbră, da, există și lumină. Și da, persoanele care, cel care reușește să extragă lumina din această umbră, adică aurul din plumb, cum fac alchimiștii, da, reușește să se vadă, să se vadă mai mult pe sine în perioada asta. Pentru că, deși nu te mai văd ceilalți, este interesant că tu te poți vedea mai bine pe tine. Și anume, poți să intri mai în acord cu valorile tale interne. Poți să realizezi ce este important pentru tine cu adevărat. Uite, de exemplu, pentru mine o mare revelație a fost să realizez că puneam înainte de aceste luni, înainte de martie, puneam mult mai mare accent pe supraviețuire, pe ideea de a supraviețui, decât pe ideea de a avea o calitate mai bună a vieții. Și anume, confundam a exista, a trăi, cu a supraviețui. Sau de multe ori făceam confuzia asta. Poți să ne spui mai în detaliu un picuț, mai să rezoneze? O persoană care este trăiește la nivelul de supraviețuire este o persoană care trăiește mai mult în afaceri. Tinde să acumuleze, tinde să trăiască mai mult la nivelul ego-ului, să spun. Aha, care trăiește mai mult la nivelul sistemului. Da. Sunt convins că lucrurile astea au apărut în viața tuturor, în conștiința tuturor astăzi. Pentru că da, atunci când te retragi în interior, poți să vezi imaginea de ansamblu. Și eu de multe ori mă confundam. Da. Mă confundam cu... intram în zona asta de multe ori și apoi mi-am dat seama că, măi, uite, este foarte bine, da, să ai și latura asta activă, însă întotdeauna este bine să-ți păstrezi sinele acela observator care să fie conștient până la urmă. Da. De tot. Da, minunat. Cum arată o zi din viața ta acum, Adrian? Păi mă trezesc natural, foarte, foarte de dimineață, în jur de 5:30-6. Un aspect interesant este că nu consum foarte multă energie și mă trezesc foarte, foarte devreme, fără să... Chiar dacă mă culc la ora 12, 1 noaptea, să spunem, da, dimineața, eu tot mă trezesc foarte, foarte devreme. În primul rând, dimineața am niște practici. Exact, asta voiam să... De fapt. Însă, na, vreo jumătate de oră stau doar eu cu mine. Stau și, de exemplu, ies pe balcon și privesc soarele. Soarele, când strălucește, când răsare, bate direct în balconul meu. Și stau și stau pe fotoliu și mă uit la soare și mă încarc energie de la soare. Ce frumos! Cam atât. Da, asta fac dimineața, prima mea practică, să zic așa. Noi taoiștii numim asta sursul interior. Da. Este, de fapt... Sursul interior se referă, de fapt, la conectarea la Tai-i. La Tai-i înseamnă marele întreg. Marele întreg, marea, unitatea, unitatea de plin, cum să înțelegi așa. Corespondentul material, să spunem, al acestei unități de pline este soarele central. Se spune că exista un soare în mijlocul universului. Dacă există sau nu există, nu știm, nu l-a văzut nimeni. Dar îți garantez că există în interiorul tău. Da. Practic te conectezi la el prin această practică taoistă, sursul interior. Și conectându-te la soare, soarele acesta al galaxiei, al sistemului nostru solar, acesta este în corespondență cu celelalte soare din întreg univers. Pe premisa asta merge, că totul relaționează. Și descoperi de fapt că totul este în tine și că acest soare interior, acest soare central, este de fapt o parte din tine. Asta înseamnă sursul interior, de fapt. Da. Nu este o practică care zâmbești organelor. Așa a fost prezentată de Mantaccia. Știți de Mantaccia? Da, da, da. Eu am văzut un maestru taoist chinez care, mă rog, foarte, foarte respectat și a făcut foarte multe, foarte multe lucruri bune aducând această știință, această filozofie taoistă din
o muncă foarte grea din China în zona vestică, însă practicile sunt extrem de limitate și foarte greu de înțeles. Dacă aș fi o carte de amant aceea și probabil că v-ați cumpăra multe, n-ați înțeles nimic din cartea respectivă. Așa Nu este. ați observat, nu? Da. Asta este calea lui amant aceea. Le face pe toate și ți-e greu, adică nu prea faci nimic. Asta face maestrul amant. Ideea este alta. Eu sunt tot pe tradiția aceasta, pe filiera aceasta lui amant aceea, însă filozofia este filtrată de un maestru american numit Michael Wynn, care a adus mult mai departe, și energia lui este mult mai neutră decât a lui Mandac, și Mandac e extrem de yang, extrem de masculin. Pe când Michael Wynn este extrem de neutru. Și Cum îl cheamă Adrian? Auzi? Cum îl cheamă Michael? Michael Wynn. Cum se scrie? Să le scriu oamenilor aici. Michael W-I-N-N. Doi de N, da? Da. Ok, super, mulțumim. Mare drag. Să Și aibă. Călin a filtrat foarte, foarte bine toate informațiile și a simplificat-o, da? Pentru că cu cât ne complicăm mai tare, mai ales în zona asta de taoism, chiar Lao Tzu zice, spune, simplu este corect. Așa este, așa este. Complicăm mai tare și mai ales practica taoistică, care trebuie să fie extrem de simplu. Exact. Cu cât Mintea ne nu mai implică. face nimic. Da. Deci asta fac dimineața, da, surâsul interior. Dar într-o formă foarte, foarte naturală, nu iau ca o practică ritualică, ci foarte umană, ca și cum mă trezesc dimineața și zâmbesc soarelui care îmi zâmbește. Cam asta este intenția de la care plec. Și apoi trec la practica mea de yoga, câteva posturi pe care le fac pentru doșa mea. Am o doșa care este foarte ușor de echilibru, se numește Vata doșa. Este o doșă care este compusă din eter, din spațiu și aer, din elementul aer. Și fiind foarte volatilă, bine, majoritatea din, în general, oamenii au Vata doșa, Vata pita sunt, în general, în societatea vestică. Și este extrem de ușor din echilibru această doșă, Vata doșa. Și sunt niște posturi pe care le practic în fiecare zi și mențin o stare de echilibru datorită acestor posturi. Adică și se reflectă la nivel mental foarte, foarte bine. Minunat. Da, Și asta este practica de yoga. Eu combin practici. Și mai am practica de Tai Chi, Tai Chi Luminării, care e practica mea de bază, să zic. Tai Chi Luminării fiind o formă foarte, foarte avansată de Tai Chi, extrem de simplă, dar foarte puternică. Se wow. exprimează foarte. Cred că o știi, Anca, nu știu, o știi? Eu asta voiam să-ți spun, nu știu dacă eu trebuie să vorbesc, cred mai tare că tu nu mă vezi și trebuie să supracompensez. Spuneam că am practicat și eu Tao alături de un maestru, de Adrian Cranta. Nu știu dacă. Am citit cărțile, nu, de Adrian Cranta. Știu pe Adrian, dar nu am practicat pe niciodată. Da, cu o vreme destul, nu foarte îndelungată, dar cât să am o bază. Da, Și foarte bine, foarte bine. aici voiam să te întreb cum pot învăța, că uite, deja te întreabă Florentina, te întreabă, o puteți arăta această tehnică? O să vă pun în urma, după ce terminăm clipul, vă pun un clip cu mine în practic. Dacă Da. vreți să studiați această practică, să se termine această carantină poi mâine și mergem în parc, cine vrea să învețe cu mine, scrie, se fac două sesiuni de inițiere. Se învață forma basic. Este, din punctul meu de vedere, practica cea mai puternică pe care am cunoscut-o, acest Wujingou se numește, Tai Chi Luminării. De ce? Pentru că te face să fii un manga, adică pentru mulți, mulți în zona asta spirituală se duc spre sfințenie, se duc spre. Da, caută clarviziune și tot felul de. Adevărata înțelegere a spiritualității, adevărata natură a iluminării este, de fapt, să fii un om adevărat și să-ți exprimi virtuțile general umane, ce anume compasiunea, Da. bunătatea, blândețea, ajutorul, altruismul, niște lucruri care Compasiunea.
mergem spre sfințenie și uităm să fim oameni. Cam asta se întâmplă în spiritualitate. Și atâta vreme cât ești un om adevărat, ești iluminat din punctul meu de vedere. Da, noi e un inflaționarea ego-ului copilului. Exact. Se întâmplă, de fapt, în primii pași în sfera spirituală. Și o formă de protecție pentru unele persoane, o formă de protecție că nu vor să vadă anumite issues, să zicem, sau anumite imperfecțiuni, că suntem imperfecți, nu suntem perfecți, nu există perfecțiune. Exact. Ca să ocolești, să trișezi puțin față de tine, te duci într-o zonă foarte, foarte înaltă, higher, în care poți să te simți sigur, să spun. Sunt perfect de acord cu tine, Adrian. Ba chiar acum mă interesează foarte mult aspectul acesta de spiritual bypass, care este un termen al lui John Wellwood. Nu știu dacă îl știu cei care mă urmăresc, eu sunt, să zic așa, fanul lui. Are câteva cărți și traduse în limba română, este exact pe inima mea. Este o persoană care a practicat foarte multe tehnici din sfera spirituală, dar le combină cu psihoterapia și încearcă să asta găsească. Se pare extraordinar. Și, și zona asta de bypass spiritual, exact la asta se referă, pentru că foarte mulți oameni, în loc să-și facă munca lor interioară, să lucreze cu trauma, să lucreze cu toate, să zic așa, dificultățile de la nivelul personalităților și nu numai, preferă să se ducă așa ca într-o stare de evadare, de escapism în sfera spirituală și atunci asta nu ne ajută. Și e de multe ori văzută ca o cârjă. Eu sunt sigur că și orice, dăm un exemplu de un iluminat și adun în societatea vestică și spun sigur că are nevoie de terapie din punctul meu de vedere. La nivel de personalitate, terapia îți oferă funcționalitate. Adică nu ești o persoană funcțională dacă nu dacă ai anumite issues inside la nivel de personalitate. La nivel de personalitate există lucrurile astea, nu? Ba din părinți, ba din anumite neajunsuri apar. Bineînțeles. Asta se rezolvă prin terapie. Că faci yoga, yoga îți dă acel flow. Îți dă flow, da? Acel flow de a curge, de a trece mai ușor prin viață. Cel puțin asta face în cazul meu. O să practic și le de energie. Însă, uite, spiritualitatea îți dă acel glow, știi? Acea strălucire. Ai observat că persoanele care sunt persoane spirituale au o strălucire aparte, au o anumită aură, o anumită carismă, dacă ai observat. Asta vine din zona de spiritualitate. Mă auzi, da? Da, te aud, da, te și vedem noi. Eu nu vă văd, nu mă văd pe mine. Deci, terapia dă funcționalitate la nivel de personalitate. Yoga îți dă flow, flow să curgi ușor prin viață, să treci ușor prin nasă, să îți faci loc prin munte în timp și fără să te chinui, da? Fără să te chinui prea tare. Și mai este acel glow, da? Care ți-l dă spiritualitate. Pentru că o persoană spirituală e prin excelență o persoană liberă, din punctul meu de vedere. Adică cel puțin liberă de convingere, de convingere limitative. Persoanele care sunt spirituale intră mai mult în zona asta de eliberare, de convingeri, de, dacă observați, sunt mult mai flower power, să zicem. Așa este. Dați mai flower power. Putem să spunem așa. Voiam să te mai întreb, că am sărit de la una la alta și n-aș vrea, legat de tehnica aceasta pe care ne-ai pus să o facem în parc. Când putem să facem în parc și spune-ne ce beneficii ar avea? După cum am spus, Anca este tehnica supremă din punctul meu de vedere. Ea a fost ascunsă de lumea occidentală și chiar de chinezi. Foarte mulți chinezi nu știu forma asta încă, pentru că până în anii 70 a stat undeva în umbră. A fost predată doar de la maestru la discipol, bine, și acum la fel este predată, însă în cercuri foarte, foarte restrânse. Se numește Wuji Gong. Wuji Gong se referă la Wuji, da? Deci sunt doi termeni. Wuji, care înseamnă marele vid, marele mister, marele necunoscut. La taoiști, de fapt, marele necunoscut înseamnă sursa tuturor lucrurilor. Putem să facem, dacă vrei, o analogie cu teoria Big Bang-ului, care spune că din superatom, din nimic, s-a născut întregul. Putem să facem asta.
și mai înseamnă și gong înseamnă abilitate, aptitudine, talent. Împreună, da, înseamnă wujigong, înseamnă abilitatea de a pătrunde în marele mister, în marea enigma vieții. De fapt, totul este o enigmă. Eu nu știu ce mă voi întreba peste câteva minute. Așa Însă, este. wujigong ne ajută să intrăm în acel wuwei, se numește. Wuwei înseamnă fluxul vieții. Da. Să curgem. Adică totul să meargă natural, să nu mai opui rezistență. Da. E adevărat că toți suntem în acest râu, în acest flux al vieții. Tao, cum spune, Da. da? Însă, în acest râu, în acest flux, intervine și rezistențe. Normal, da. Și numim aceste rezistențe karma, să zicem, da? Sau boli, probleme, afecțiuni, ghinioane, dacă vrei, tot felul de întâmplări cărora le oferim o conotație negativă. Sau putem să și anumite aspecte pozitive pot să reprezinte o capcană în acest flow al vieții. De exemplu, atașamentul față de anumite obiective materiale sau anumite bunuri materiale, sau, nu știu, tot felul de lucruri. Deci și aspecte pozitive și aspecte negative sunt la fel. Nu există o diferență. Da. Bun. Și, de fapt, Tai Chi Iluminării te ajută să găsești acest flux al vieții și să te întorci la sursă. Pentru că, spre deosebire de alte sisteme de Tai Chi și chiar de yoga, adică yoga e minunată, dar sunt, cred că, atâția practicanți și văd foarte puține rezultate. Nu vreau Da. să, acum să mă protejez, să zic că urmează, nu judec persoanele care fac yoga, din potrivă. Dar rămân la un anumit nivel. Adică rămân la un nivel destul de fizic, din punctul meu de vedere. Adică nu merg mai departe. Cei luminării, în schimb, te ajută în 2 ani de zile să evoluezi spiritual cât alții în 10, din punctul meu de vedere. Doamne ajută. Da, este cea Nu mai puternică formă pe care o cunosc, pentru că te îmbogățește cu o formă de energie numită Yuan Qi. În general, noi știm conceptele de yin și de yang. Da. Yin înseamnă partea feminină, partea negativă, și yang înseamnă partea pozitivă, partea masculină. De fapt, există și o formă neutră, yuan, da? Yuan se numește, da? Și noi, de fapt, ele tind mereu să se convertească. Yin tinde să se convertească mereu în yang și yang tinde mereu să se convertească în yin. Însă, ele tinde mereu să devină neutre. Ele tind mereu spre neutralitate și noi la fel. Așa Tinde este. mereu spre neutralitate. Așa este. Și, de fapt, ne îmbogățim prin aceste mișcări pe care le facem aici, ne îmbogățim cu o energie, energia sursei, energia din vid, și anume Yuan Qi. Minunat. O să Da? venim E data ciu primordial, ciu prenatal. Dar să vedeți cum vă simțiți, deci mai după o singură sesiune de practică. Asta e interesant. serios. Da. Eu chiar vin, să știi, Adrian. Deci îmi spui și venim, și eu și iubitul meu. Te aștept cu drag, vă aștept cu drag. Veniți și facem în parc o sesiune. Pentru că ideea este că forma asta se predă prin inițiere. E Da. nevoie de câteva ore în prima sesiune și apoi de alte câteva ore, 2-3 ore în a doua sesiune. Cam așa o să funcționeze. Dar iei cu tine acasă un instrument care te ajută să, nu știu, care poate să te ducă acolo unde asta este. Sau nu neapărat unde îți dorești, acolo unde trebuie. Da, corect, așa este, că dorințele sunt în minte de cele mai multe ori. Și există și, apropo de asta, există mai multe niveluri de practică. Primul nivel este un nivel în care doar practicăm, da? Forma iluminării, însă apoi în a doua sesiune o să învăț și cum să manifeste. Adică energia aceasta Yuan Qi este creatoare. Da? Evident, da. Fiind sursa Exact. tuturor lucrurilor. E, odată ce înveți forma, apare și nivelul de manifestare în care poți să înveți să manifesti în viața ta prin intenție și prin canalizarea acestei energii. Lucrurile astea se întâmplă în Tai Chi Iluminării, deci chiar funcționează
asta o spun pe unde am trăit-o, în momentul ăsta eu nu practic o manifestare, nu simt nevoia să fac manifestare, eu doar pur și simplu practic și primesc energia atâta. Să știi că dacă mă înveți tu asta, o să te învăț și eu o practică de materializare din zona mea, ca să zic așa, Rog, din renunțarea la dorințe. te rog. Iau, ce frumos! Da, și este excepțional. Nici eu nu pot să spun că o folosesc ca să manifest nu știu ce, că da, nu Te pot să rog, spun că chiar te folosesc rog. asta neapărat, dar este foarte powerful și e foarte ușor de învățat. Ca, cum spuneai și tu, tot ce este simplu e adevărat. Da. Întreabă cineva dacă s-a stabilit deja data pentru întâlnirea în parc. Nu, nu am stabilit încă. Dar cum am putea să facem, Anca? Să scriu aici în scriu un comentarii după? E bine? Exact, noi aici suntem, sigur, da. E minunat. Perfect. Și poate poți să-mi scrii și mie în privat când Sigur. ai evenimentul sau când vrei să-l facem, putem să-l facem împreună sau vedem. Perfect. O Da. să dau și eu share la asta. Nu știu dacă putem să practicăm mai mult. Asta este singurul Da, impediment, să asta spunem. e. Însă putem să facem câte 3-4, Exact. la o distanță mai Durează mare, mult, mare Adrian. strău. De obicei acolo fac inițierile, în grădina japoneză. Ah, ce frumos, da. Și cu o Da. tematică minunată, da, e superb acolo. Te întrebam cât durează inițierea, adică. În jur de prima sesiune depinde și de persoane. Mie mi-e foarte greu să spun asta, pentru Ah, că ok. în general fac și 6 ore odată. Durează și 3 ore, dacă fac cu o singură persoană sau cu 3-4, dacă sunt, uite, am făcut de exemplu la Sighișoara, am fost la Sighișoara acum, deci prin ianuarie, și am predat în 6 ore, dar acolo erau deja vreo 28 de oameni, 28 de persoane. Și în 6 ore mi-am asumat. Și tu preferi să fie în aer liber? Da. Da, este mult mai. Este o diferență extraordinar de mare. Adrian te întreabă, Carmen, dacă se poate să primească și online cei care nu sunt din București. Se poate, se poate, dar de unde sunt? Dacă spun așa, eu merg în țară, predau în țară foarte, foarte mult, Da? adică A, mă deplasez unde foarte mult. predai să Păi, rămână? la Sighișoara, Galați, predau în Timișoara, Super. Cluj urmează să mă duc după ce se termină carantina. Predau în Bistrița, Și aproape toată țara, da. tu locuiești aici, nu? Deci preponderent. Constanța. Da? Super. Super. Eu locuiesc în București. Eu în București locuiesc, dar noi suntem. Există taoiști, maestri taoiști de templu, se numesc. Ăștia sunt mai dogmatici, așa. Și maestri călători. Ca în mine. Și am un profesor foarte, foarte bun, Andrew Fredwell, care a fost inițiat de Michael Wynn și căruia îi mulțumesc foarte mult, că mi-a devenit chiar un bun prieten, un om extraordinar. Și da, noi suntem maestri călători, noi călătorim Ce mult. frumos. Da. Ne bucurăm. Uite, deja te întreabă dintre oamenii care ne urmăresc Bacău, Târgu Mureș, te întreabă dacă vii. N-am ajuns în Bacău până acum, dar cine știe. Poate îi Dar scrie. da, se pot face sesiuni online, se pot face clase Ah, și online, online, adică super. dacă vreți să facem online, trebuie să fie mai multe persoane, dar tot ca să ne întâlnim pe Zoom. Dar se poate, sigur. Super. Tu ai câteva, știu că ai și cu Andreea, care mi-e tare dragă, niște programe, dacă vrei să ne spui mai multe. Cu Andreea Pautov, cu Copăcelul, am un program de relații destinat persoanelor care ori vor să își îmbunătățească viața în relație, ori sunt singure și vor pe cineva în viața lor, ori pur și simplu vor să lucreze cu ele pe partea asta de relații, dar vor să vadă ce tipare au, ce convingere au referitor la bărbatul pe care și-l doresc, femeia pe care și-l doresc, da? Este un program destul de bani și a făcut deja, chiar a reușit să schimbe multe, multe destine programul ăsta. Primim constant
testimoniale, recenzii la acest program, Minunat. mesaje private. Da, și chiar mă bucur că cred că e cel mai complex program destinat sufletelor perechi, așa la Am văzut, da, mișto. Da, este foarte, foarte complex pentru că îmbină și zona de planul psihologiei și planul acesta al spiritualității și există și un ritual acolo care se face. Minunat. Este foarte, foarte complex, da? Da. Și adică pur și simplu dacă vrei să lucrezi cu tine, nu neapărat dacă vrei un suflet pereche, deși na, cine nu și-ar dori. Dar poate pur și simplu vrei să-ți dai seama ce vrei tu cu adevărat, ce îți place ție cu adevărat la cineva, ce îți place ție cu adevărat la tine, da? Ce nu-ți place la cineva. Sunt niște aspecte pe care da, suntem nevoiți să le cunoaștem în lumea asta, da? De ce să neglijăm cel mai important lucru din viața asta? Să ne cunoaștem pe noi înșine. Că, de fapt, ne cunoaștem prin orice interacțiune, prin orice comunicare cu cineva, prin orice studiu pe care îl facem, prin orice carte pe care o citim, ne cunoaștem pe noi, de fapt. Prin mâncarea când o facem, dacă acum am început să gătesc foarte mult, am început să învăț multe lucruri despre mine. Da, ce gătești, Adrian? Da, gătesc tot felul de chestii. N-aș vrea să intru în amănunte. Sunt bărbat. Dar am înțeles, unii spun vocile, spun că sunt bun. Acum, super, da, nu super. Am o... Da. Mă bucur. Mulțumesc. Te întreabă cineva, Luna, contacte în alte țări ar avea Adrian privind ceea ce face el, recomandări în afară, în străinătate? Dacă îmi scrie în privat, pot să-i sugerez, depinde unde. Sunt niște surse, da? Destul de puțini, sunt foarte puțini, dar sunt. Da. Unde găsesc oamenii acest curs al tău online să-l cumpere? A, uite, a pus cineva, suntuncopac.com. Aici, pe suntuncopac.com, nu? Da, pe shop suntuncopac.com. Acolo este cursul pe care l-am cu Andreea. Da. De asemenea, dacă vreți să mă urmăriți, vă recomand profilul meu de Patreon. Acolo am foarte multe meditații ghidate, super, am programe de împământare, grounding, multe învățături spirituale pe care le susțin aproape săptămânal, dar încarc acolo. Bravo! Acolo vă recomand să vă logați. Deci, okay. Mă găsiți pe Patreon, deci patreon.com/neridayoga, Nerida Yoga sau Adrian Cebăjenaru, mă găsiți pe Patreon sau înscrieți în privat și vă spune, vă dau eu contul. Deci acolo am niște resurse terapeutice și în zona psihologiei transpersonale și în zona taoismului, alchimiei, dar și pentru yoga. Așa că acolo chiar sunt foarte multe resurse și vă recomand să mă căutați. Wow, tare. Da. Am văzut acum, minunat. Așa, e ca un abonament. Acolo e ca un abonament, da. Ca un abonament. Sunt trei planuri acolo. E planul magician, planul de alchimist și planul de meastru. Super. Dar sunt de fapt cele trei căi ale, n-aș zice, nu sunt chiar astea, dar sunt trei căi spiritualitate. Unii aleg calea asta, calea puznicului, să spunem, da, și se refugiază și nu mai fachirului, puznicului, da, se refugiază și stau cu ei ca să se ilumineze, deci practic fug de prezența altora și caută prezența lui Dumnezeu, să spunem. Da. Ceea ce am făcut și noi în ultima vreme, adică am intrat puțin în calea asta, dacă observați. Mai există calea yoginului, da? Care ce face? El transmută energiile. El, spre deosebire de puznic, de fachir, care își reprimă aceste energii, da. Că atunci când treci în pustiu sau când stai tu cu tine foarte mult, există și tendința de reprimare. Există asta. Spre deosebire de el, yoginul ce face? Yoginul transmută aceste lucruri, le înalță, le sublimează. Și mai este calea alchimistului care, de fapt, creează armonia între opusele complementare. Spune-ne puțin mai multe despre sfera aceasta a alchimiei, dacă vrei. Da. Alchimia este cea mai veche tradiție spirituală. Spune chiar și Mircea Eliade într-un tratat.
se numește Forja și Creuzetul. Și sunt mai multe tradiții de alchimie. Este tradiția europeană, este tradiția taoistă, pe care o cunoaștem foarte bine, însă spre deosebire de alchimia internă, alchimia europeană, tradiția taoistă este extrem, extrem de practică. E foarte practică. Adică sunt 7 formule de alchimie pe care le aplici, sunt ca niște meditații, putea să spui meditații, însă folosesc 3 valențe importante, și anume Jing se numește, da? Adică esența, adică esența care dă naștere, dă formă corpului fizic, folosește Qi, adică energia, și folosește și Shen, adică mental. Adică folosește toate cele 3 laturi, spre deosebire de yogin, de calea yoga, în care prin o practică, scopul yoga e de fapt samadhi, da? Și Raja Yoga e o formă foarte, foarte avansată de yoga. Și mulți, deci meditația este, să zicem, calea ultima a yoga, de fapt. O persoană care face yoga, de fapt, el meditează prin, adică el creează spațiu, exact, spațiu pentru conștiința lui, de acces mai bine conștiința. Asta face, de fapt. E, și spre deosebire de yogin, alchimistul ia toate laturile în practica lui, toate, și corpul fizic, și energia, și mintea, și spiritul. Ce face yoginul este să, el caută să se unească cu sinele, Jivanman, el caută Jivanman, el caută să se unească cu sinele. E, dar el se disociază de multe ori de tu. De multe ori, da. Budismul, mai ales budiștii, dacă observați, budiștii, mulți dintre ei vor foarte tineri. Pentru că ei sunt extrem, extrem de, deci ei consideră că totul e suferință în asta. Da. Dukkha se numește în budism, conceptul de suferință. Dukkha. Dukkha înseamnă periplul acela între, periplul nesfârșit între durere și plăcere, pe constanta durere-plăcere. Adică fugi de durere și cauți plăcere. Și mereu se perpetuează această exact căutare. Cauți plăcere, cauți plăcere, fie vis durere. Cam asta facem. Practic, da. Și de asta, pentru în budism și plăcerea și durerea sunt suferințe, reprezintă suferință. Și uite, pot să-ți fac o metaforă interesantă în sensul ăsta. Se spune că era Buddha, Confucius și Lao Tzu la un pahar de oțet. Și prima dată gustă Confucius din oțet și spune: băi, dar e amar. E amar. Nu spune, e acru. Spune asta Confucius. E acru. Nu-mi place. Vine Buddha și zice: e cam amar. Nu-mi place. Și vine la oțet și bea și el și spune: dar parcă e dulce. De ce? Haideți să-ți explic. Deci vine Confucius, da? Pentru Confucius este acru. Confucius a pus foarte mult accent pe morală, pe partea etică, dar într-un mod extrem, extrem de pronunțat. Adică e foarte bună etica, e foarte bună morală. Însă, dacă pui un accent extrem de pronunțat, cum s-a făcut și în ortodoxie, s-a întâmplat asta, apar foarte multe disensii. Da. Vine Buddha. De fapt, filozofia lui Buddha e bazată pe ideea de suferință. Și el spune: e amar, e amar. Nu e bun, e amar. Viața era amară. Era amară. Da. Vine Confuciu și vine Lao Tzu și spune: ok, este dulce. Și acum vin ceilalți și spun: păi da, te minți pe tine că oțetul nu e dulce. Dar Lao Tzu, de fapt, era bucuros că stătea la un pahar de orice până la urmă, cu Buddha și cu Confucius. Asta înseamnă, de fapt, umanitatea. Exact. Nu te interesează că este neapărat acru, oțetul ăla sau amar. Pentru el era dulce, că avea o prezență foarte benefică lângă el și se bucura că era acolo. Așa și alchimistul, de fapt, se bucură că e în lumea asta. El crește din bucurie, nu din suferință. Și este un shift de conștiință extrem de puternic ăsta. Pentru că, în general, noi trăim în paradigma suferinței. Așa este. Trăim în paradigma suferinței. Și noi credem că lumea asta e ori păcătoasă, ori plină de suferință, sau că învățăm din suferință, și asta este altă
limită pe care ne o impunem nouă, creștem mult mai greu. E ca și cum ai fugit de lumea asta. Nu e ca și cum ai îmbrățișat. Și de asta, taoismul este foarte, foarte frumos și alchimia, pentru că te ajută să îmbrățișezi lumea în care trăiești. Da. Să-ți asumi că trăiești în corpul ăsta, să-l iubești, să iubești oamenii de lângă tine, să te bucuri că mănânci struguri sau orice mânca până la urmă, pentru că aici nu se fac diferențe ca în partea yoga în care spune nu mânca, dacă mănânci carne este foarte greșit. Nu, este din punctul meu de vedere, nu este greșit. Un taoist poate să mănânce de dată, dar nu le mănâncă cu echilibru. Echilibru este cel care face diferența. Sunt persoane care sunt vegane, vegetariene. Și mai bine au o latură, de exemplu, a furiei extrem da, de promovată. O agresivitate. O agresivitate, da. Dar, ok, acolo sigur este un dezechilibru. Da? Deci nu te definește faptul că ești vegan sau vegetarian. Nu. Echilibrul e cel care. Da. Și asta zic, asta este armonia, de fapt, la locul. Nu de privarea de anumite lucruri. Exact, e vorba de energia din spatele intenției. Plăcerea până la urmă, Anca, știi că plăcerea e văzută ca foarte interesant. Plăcerea e văzută ca ceva negativ. Da, într-o societate creștină predominant. Da, adică plăcerea nu este, de multe ori nu te poți bucura de anumite lucruri, cel puțin pentru anumiți oameni. În cazul anumitor oameni există credința asta că nu se pot bucura pe deplin de ceva pentru că e păcătos sau că nu este bun sau nu este bine să fii, să te bucuri de lucruri. Sau, de exemplu, că, uite, de exemplu, la yogin, dar nu la toți yogini, la anumiți yogini, de exemplu, există credința asta că nu ar trebui să mă bucur atât de mult că mă atașez, știi, de lucrul ăsta. Ok, atașamentul ăsta vine și pentru și de multe ori, adică știi că atașamentul este un aspect în etica yogină. Atașamentul, știi, non-atașament. Și practic se tot vorbește de non-atașament, non-atașament. Dar toată lumea e atașată până la urmă la un anumit nivel. Asta este interesant. Adică nu este, dacă practici non-atașamentul, înseamnă că nu te atașezi. Ești atașat de familia ta, de copii. Normal, normal. Ai un grad de detașare, e altceva. Dar tot te atașezi, adică nu e. Una este totuși să te bucuri de copilul care ți l-a dat universul ăsta minunat, să te bucuri de el acolo, că ești în prezența lui și că ai creat o făptură minunată, așa te este să stai, ok, eu nu ar trebui să am familie, nu ar trebui să am, știi, nu ar trebui să am anumite lucruri care de fapt există în lumea asta și sunt importante. Și sunt roluri pe care trebuie să ni le asumăm. Da. Perfect de acord cu tine sunt. Te întreabă cineva cum recomanzi să se înceapă această activitate ca începător? Cu ce să înceapă? Unul este Wushigong, Taiciul Iluminării. Odată ce ai învățat Taiciul Iluminării, Taiciul Iluminării te pregătește pentru formulele de alchimie, să basezi în alchimie. Ultima treaptă alchimie este, de fapt, iluminarea apei și focului. Adică iluminarea lui Kan Shi Li. Kan Shi Li din apa și foc. Sunt două elemente din Wuxing, din sistemul taoist al celor cinci elemente, care reprezintă, de fapt, focul reprezintă masculinul pur, să spunem, cel mai apropiat element de masculin, de energia masculinului, și apa este elementul cel mai apropiat de feminin. Și ele, când se mixează, de fapt, se produce e ca și cum mai crește sufletul. Că și sufletul, la fel ca și tu, crește. Și există două, nu vreau să divaghez, foarte puțin. Nu ne place. Da. Există un destin lumesc, un destin pe care avem pe pământ, da? Și anume se numește Ming. Este un destin pe care îl primim prin prezența noastră, lumea asta. Și mai este Xing, un destin ceresc. Spre exemplu,
spre exemplu, budiștii și creștinii, pentru că sunt foarte apropiate la un anumit nivel. Și eu sunt creștin, am fost creștin, dar nu practic anumite lucruri de acolo, adică atât tot. Creștinii și budiștii cultivă mai mult destinul ceresc, dacă ați observat. Ați observat? Mă întreb pe mine? Nu, eu prefer să te ascult pe tine acum. Ce face un creștin toată viața este să se pregătească pentru Pentru finalul, lumea atât. aia. Atât. Budistul la fel. Da? Și uită esența. Uită esențialul. Că de fapt s-au născut în lumea asta cu un motiv să învețe lucruri, să... Na, că au și ei o viață până la urmă aici și trebuie să-și o împlinească și pe asta. Și de multe ori nu și împlinesc destinul material, destinul lumesc și se întorc aici. Pentru asta. Foarte interesantă perspectivă. Asta înseamnă Yin și Shin, dar asta sunt destinele. Anyway, deci este Tai Chi-ul Luminării Da. și apoi se începe cu formulele de alchimie până la Canșilia, eliminarea apei și focului, dar primele, deci fundația este sufletul interior și deschiderea orbitei microcosmice, pe care o știi deja. Știu, da. Da, dar ar trebui să o Și practici în felul ăsta, deci sunt foarte multe feluri de a practica, evident. Dar auzi, așa, iar Adrian, spune tu și te întreb eu după. se practică împreună orbita microcosmică cu superior. O să facem. Super, super, da. Noi o să venim. Voiam să te întreb și legat de Qigong, ce ne poți spune? Da, sunt câteva forme pe care le practic, de exemplu. Deci ce face Qigong-ul? Da? Pune mișcare energia din corp. Fac câteva forme. De exemplu, câteva forme foarte simple de Qigong pe care le practic. Sunt extrem de puternice. Uite, practic, de exemplu, Deep Earth Pulsing se numește. O formă foarte, foarte faină de Qigong, în care energia corpului frecvențele corpului, frecvențele electrice ale corpului se armonizează cu rezonanța Schumann, cu frecvențele Pământului, de exemplu. Da, practic, e foarte, foarte puternic, dar este o parte, e doar o parte. Alchimia, din punctul meu de vedere, în zona taoistă, e cea mai powerful și, în general, dacă practicați, o să vedeți că lucrurile se schimbă foarte, foarte mult. Adică te transformi la un nivel extrem de extrem de puternic. Și îți dai seama că oamenii din jur se schimbă la rândul lor. Da, e să faci asta. Super. Te întreabă cineva, adică tu crezi în karmă? Deci, există trei piloni pe care îi are Universul ăsta. Și anume, este vorba de principii, dacă funcționează după niște legi. Este vorba de al doilea pilon de energie și apoi de conștiință. Primul nivel, primul pilon, fiind principiile, putem să spunem că aceste principii se referă la karma și dharma. Karma fiind un drum, imaginează-ți un drum, nu, dharma, da? Dharma este un drum drept. Și la stânga e un perete, la dreapta e alt perete. Tu, oamenii în general, care au un monkey mind așa foarte puternic, merg dintr-o parte în alta, se dau capul de pereți. Da? Asta e karma. Te dai în dreapta, te dai în stânga cu capul de perete. Dar ce faci? Înveți să mergi drept. Asta este karma. Karma, de fapt, nu e ceva rău. Karma înseamnă procesul de a învăța Dharma. Asta este karma. Da. Și energia. Deci, principiile funcționează cu cele două legi, și anume legea karmei și legea Dharma. Bine, sunt multe alte legi, dar sunt subordonate acestor două legi. Apoi este energia care funcționează prin iubire, iubirea fiind energia motrice a Universului.
că na, totul se naște din iubire până la urmă. Vrem, nu vrem, cam asta e esența. Și plantele și oamenii, totul e bazat pe iubire. Totul este bazat pe acest schimb, pe această reciprocitate. Dacă n-ar exista, n-ar fi nimic, s-ar stinge tot. Și apoi este vorba de această conștiință divină, să zicem, în care funcționează cu forme. Inteligența divină, care funcționează cu forme, pattern. Aici avem la geometria sacră, de exemplu, și corpurile noastre, care sunt concepute după această inteligență cosmică. Deci, da, cred în care. Ce frumos, îți mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Unul din miturile pe care le auzi des legate de vocația ta, Adrian, care ar fi? Asta e o întrebare foarte bună. Asta pun eu și la emisiunea mea. Dragilor, pentru cei care nu știu, am și o emisiune la Canal 33, prezint emisiunea Apel Medical și pun tot timpul întrebări de astea legate de mituri. Da, câteva mituri. Măi, persoanele care, ce părere au persoane din afara acestei? Da, din afară, legate de practica ta sau vocația ta. O să fiu amuzat. Te rog. Că suntem nebuni. Pentru că realitatea noastră nu corespunde. Da, evident. Așa. Dar nu m-am confruntat cu asta, era o glumă. Evident. Cred că au impresia că suntem, că nu ne asumăm responsabilitatea. Ceea ce e adevărat în anumite situații, în punctul meu de vedere, că persoanele mai spirituale nu sunt responsabile. Aha. E foarte adevărat. În foarte multe cazuri, din punctul meu de vedere, însă nu este o regulă. Sunt oameni spirituali, bine, toată lumea e spirituală, din punctul meu de vedere, doar că unii nu se numesc așa, nu se numesc ei pe ei, nu știu. Doar că sunt oameni spirituali care sunt extrem de responsabili, care au afaceri, care au business-uri. Adică, da, nu putem să extrapolăm convingerea asta, dar există, într-adevăr, există o spiritualitate flower power, o spiritualitate foarte flower power, așa, care acolo, într-adevăr, e mai amunecoasă, da? Este mai. Și cred că acolo nu sunt foarte multe rezultate, de vedere, și nu. Niciodată nu sunt, adică cum văd o persoană de genul ăsta, mă retrag pentru că nu rezonez cu genul ăsta de spiritualitate, eu personal. Da. Ai o întrebare de la Luna. Cum poți descrie starea de relaxare în care prin meditație simți cum vibrează totul, dar simți în plexul solar? Efectiv, mi s-a întâmplat să simt cum vibrează muzica vecinului că se antrena în casă în carantină. Sau m-am trezit simțind cum vibra inima și tot corpul și se expandau vibrațiile. Ce poți spune despre această stare? Păi, atunci când suntem în stare de conștiință extinsă, experimentăm foarte multe stări care nu corespund neapărat legilor fizice, să spunem, pe care noi le avem în planurile astea, în planul beta, în planul de conștiință beta. În momentul în care suntem foarte relaxați, putem să simțim corpul energetic foarte bine și, de exemplu, ea simțea poate manipura chakra, mă gândesc, adică chakra umbilicală. Da, există situații de genul ăsta, da, există. Se amplifică simțurile în meditație, ceea ce e foarte bine, foarte bine. Important e că era relaxată din eu nu acord foarte mult atenție acestor aspecte SIDIS. Adică SIDIS-urile se referă la capacitățile extrasensoriale. Da. Mulți în lumea spirituală vorbesc foarte mult despre ele. Nu știu exact ce repere au sau chiar dacă chiar au experimentat anumite lucruri sau chiar au văzut anumite lucruri, însă eu nu le consider autentice. Cred că vin din minte. Nu e cazul persoanei care a comentat
mă refer la alte lucruri mult mai deep. Și eu întotdeauna fug de, de exemplu, când sunt în meditație, caut să ignor orice fel de, orice fel de astfel de experiență, pentru că mi se pare limitativă. Cel puțin până la un anumit nivel mi se pare limitativă și că limite. Și că chiar sunt o opreliște în calea eliberării. Unii se atașează foarte mult de... Da, asta e, da, da, de iluzia asta a minții. Da, și vor să aibă genul ăsta de rezultate. Dar nu asta e scopul, asta e. Că noi nu medităm ca să simțim anumite lucruri sau să dezvoltăm anumite capacități. Noi medităm, de fapt, ca să fim autentici, să dezvoltăm acele, să intrăm în contact cu valorile noastre, virtuțile noastre care sunt acolo, doar că e necesar să șlefuim, să... Și meditația face asta, da? Meditația care face asta. Poți să ne spui o tehnică de meditație pe care tu o recomanzi sau e necesar să fie aceeași formă de inițiere? Evident, pot să vă spun așa, dar o să înțelegeți puțin teoretic. În general, în cursul de alchimie se simte, este, e teorie, nu foarte multă, dar e foarte multă experiență. Pentru că dacă ai o experiență, o tehnică o simți în tine, o trăiești. Și a trăi o tehnică este alta cu a o înțelege. La fel ca și mindfulness, de exemplu. Eu pot să înțeleg mindfulness-ul foarte bine. Mi-am dat licența. Mindfulness am luat 10 la licență. Dar nu are nicio legătură licența mea și toate conceptele alea care le-am dezvoltat acolo și tot studiul meu nu are nicio legătură cu meditația în sine. Pot să vă dau un exemplu. Și chiar vreau să vă eliberați în primul rând de orice concepție limitativă legată de meditație. Și să nu mai luați în felul ăla ritualii data viitoare, mâine dimineață, de exemplu. Okay. Vreau să vă duceți pe balcon sau acolo unde aveți o rază de soare accesibilă și să zâmbiți soarelui, da? Și să-i simțiți răspunsul în corpul vostru. Și vreau să-mi spuneți dacă, vreau să-mi spuneți, nu știu, în privat sau dacă vreți să mă căutați, să spuneți dacă este vreo diferență. Nu este mai natural să meditezi în felul ăsta. Atât. Deci zâmbește soarelui, dar închide ochii, da? Și zâmbește acele raze pe care le simți blând, de care și observă răspunsul în corpul tău. Atât. Doar atât. Mulțumim, Adrian. Te întreb, Daniela, Elena, cum poți descrie, nu prea înțeleg întrebarea, poate înțelegi tu, cum poți descrie în chakra rădăcină și sacrală o presiune foarte mare și vibrații puternice? Nu știu la ce se referă întrebarea, Daniela. Da. Că vrea să te întrebe ce ar însemna? Sau? Sunt multe lucruri care ar putea să însemne. Ar putea să însemne o activitate a lui Kundalini, de exemplu. Depinde când simți asta, da? Poate simți în timpul nopții, chiar uite, dacă ai putea să-mi răspunzi, în timpul nopții simți? O așteptăm să ne răspundă. Da, sigur. Sigur. Mie mi s-a trezit Kundalini acum vreo 10 ani. În urma acestor practici, am avut problema la coloana vertebrală și am fost atras foarte mult de zona asta a lui Kundalini. Și chiar am avut o experiență foarte, foarte puternică cu șarpele Kundalini, să zic așa, cu energia evolutivă. Însă după aceea am abandonat practicile Kundalini. Mi se pare extrem de puternice, extrem de puternice. Și e nevoie de două aspecte în trezirea lui Kundalini, de conștiință și de energie. Unele persoane nu au dezvoltat foarte conștiința, au doar energie și apar anumite dezechilibre, pentru că energia poate să urce și să deblocheze anumite centri care nu sunt pregătiți să primească energia respectivă. Dar unii au conștiința extrem de expandată, dar nu au energie destul ca să ridice. Și aici recomanzi tehnici din yoga sau tot din... Da, aici este yoga. Aici yoga este, da. De fapt, dacă observați, da, Tao este ca un este un cer, da? Este în general este prezentat ca un cer, ca ceva foarte armonios, da? O armonie între yin și yang, da?
Dacă vă uitați, de fapt, la sistemul chakrelor, da? Și Kundalini care urcă din chakra 1 și evoluează. Vedeți? De fapt este o transpunere în lumea energetică a sistemului de caste indian, în care trebuie să evoluezi, dacă se poate, da, dintr-o castă în alta. Nu prea se putea mișca energiile. Dar dacă vă uitați, exact care este, sunt palierele energetice din. Nu există asta în taoism. La alchimie nu există așa. Nu există o evoluție neapărat. Nu gândim în termen de evoluție, ci în termen de integritate, de a fi compact, de a fi integru, de a fi neutru. Înțelegi? Deci nu, și ideea asta de evoluție te poate limita extrem de mult și te poate face să te simți vinovat, de exemplu. Că, uite, am stagnat, de exemplu. E o convingere care te poți judeca extrem de mult pe tine. Da. Poate vinovăția. Vinovăția care este o emoție care trebuie simțită. Uite, apropo de asta, vă recomand alchimia emoțiilor, alchimia sau fuziunea celor cinci elemente, care este o practică emoțională din alchimie. Este o altă treaptă. Deci, prima dată e sursul interior, la care lucrează cu acest soare central, cu acest surs natural, de fapt, al nostru, dar e un surs al sufletului, nu al personalității. Că poți să duci și să maschezi, de exemplu, tristețea. Și alchimia emoțiilor, care de fapt lucrează cu organele, cu elementele și cu organele, detoxifiază organele și stabilizează elementele din corp. Foc, apă, sistemul celor cinci elemente. Foc, apă, pământ, lemn. Și să ne cumpărăm cărțile, ne recomanzi sau nu? Nu vă cumpărați cărți. Intrați într-o zonă mentală, găsiți un profesor dacă se există proximitate sau căutați-mă și putem să lucrăm și pot să vă duc pe lumea asta a alchimiei. Până la urmă suntem puțini profesori, foarte puțini profesori în Occident. Dar cum îți explici asta, Adrian? Oare de ce yoga a prins așa? Când, de fapt, Tao e înaintea yoga, de acolo s-a desprins yoga, nu? Nu neapărat, dar eu cred că yoga este foarte frumos ambalată și corespunde unei lumi care, lumea wellness-ului, în sensul în care acum e foarte la modă să faci sport, să mergi la sală și e mai ușor să asociezi în lumea asta noastră yoga cu sportul, de exemplu. E foarte ușor să faci confuzia asta. Și cred că ăsta este. De asta și sunt foarte mulți instructori de fitness care au devenit profesori de yoga. Sunt extrem de mulți. Da. Da. Și ăsta este motivul. Da. Da? De asta a devenit atât de populară. Bine, e gimnastică, în principiu, din punctul meu de vedere. E gimnastică. Dar există limite. De exemplu, un atlet, un sportiv sau un profesor de yoga care se axează în zona mai mult pe partea asta sportivă, să zicem. Deși eu nu cred că există yoga sportivă, dar încerc să mă adaptez termenilor. Și ce face? De exemplu, poate să accidenteze. Poate să aibă o ruptură de menisc, poate să aibă tot felul de probleme. Dar pentru că se axează exclusiv pe corp, pe trup, pe corpul Exact. fizic. Yoga este extrem de complexă, extrem de complexă, dar în general sunt găsiți doar la nivelul de bază, la nivelul asana. Da. Însă, poți să pierzi prin practicile alea, ai văzut de yoga, fluxurile alea, vinyasa, Da. aștangă. Aici, de exemplu, poți să pierzi jinx, poți să pierzi esența. Exact. Adică pierzi esența din corpul fizic, la asta mă. Și poți să ai tot felul de afecțiuni să le dobândești în timp. Chiar spunea Sadhguru la un moment dat, zice că nu se practică corect, nu și și zice, e posibil peste 20 de ani să vedem cercetători, studii despre efectele negative ale yoga. Da. Și Tao este de fapt o practică mai mult energetică, o practică care lucrează cu organele interne, cu glandele, de exemplu,
Deci asta este alchimia, da? Lucrează cu glandele, cu organele și este puțin abstract pentru marea majoritate. Să, de exemplu, să lucrez cu energia, lucrez cu energia rinichilor. Da. Însă efectele sunt extraordinare. De exemplu, apropo de asta, vă recomand cele șase sunete ale organelor, de detoxifiere ale organelor și de crește vibrația enormă a corpului în momentul în care practici aceste sunete. Cele șase sunete, cele șase sunete ale organelor se numește. Da, dar tot așa cu un profesor, nu? Da. Nu încerca singur, că nu are sens. Adică, nu are niciun rost, da. Și eu zic la fel. Puteți să încercați. Eu nu sunt, nu pot să zic nu, adică nu pot să, nu, dar dacă vreți să practicați, încercați cu un profesor. Te întreabă Cristina. Încă sunt aici, încă predau. Cine știe cum o să fiu în viitor, poate nu o să mai, poate o să plec sau nu știu. Pentru că am tot felul de solicitări și na, fiind printre puținii profesori. Exact. Na. Adică suntem aici și mai e și profesorul meu, Andrew Fetter, care este, bine, lucrește tot în România. Nu stă mereu pe aici, dar în general cam tot pe aici stă. Adică stă mult pe aici. Poate mă aude acum. Este englez el. Cum îl cheamă să-l scriem și pe Andrew, el? Andrew Fetter. Fr-E-T-W-E-L-L. Așa. Mi-a devenit chiar un bun prieten. Da, ce frumos. Da. Bine. O să mai citesc o întrebare, dacă îmi permite, Adrian. Sunt deschis, eu n-am nicio problemă. Am văzut. Ne bucurăm, te mai așteptăm dacă mai vrei să mai vii la... Bineînțeles. Dacă aveți întrebări mai umane, și să pot să vă răspund într-o perspectivă alchimică, mi-ar plăcea foarte mult, că sunt răspunsuri extrem de... Pot să vă dau răspunsuri foarte bune. Super! Am o întrebare umană, mai jos. Umană, așa. Am una mai puțin... Adică una de introducere și una umană. Și apoi... Am văzut tot mai des în diverse materiale, spune Cristina, că trezirea Kundalini este esențială în viață, dar știu că este și periculoasă dacă nu o faci corect. Pentru ce avem nevoie de ea? Putem și fără ea? Tu ce părere ai? Sunt 100% convins că se poate și fără ea. De exemplu, ok, prin practica apei și focului, iluminarea apei și focului, care e deja un nivel foarte, foarte înalt al alchimiei, se trezește și Kundalini din punctul meu de vedere. Când se deschide orbita microcosmică, care pleacă din coloana, din coccis, da? Coboară prin față, prin canalul apei, se spune. Da? E, deci, de fapt, Kundalini pleacă tot din coccis, da? În partea yoga, dacă ne referim la yoga, da? Și urcă până în creștetul capului. E, aici, în general, oamenii n-au învățat încă să păstreze focul și se pierde foc când crește prin elementul foc, se pierde pe aici, prin Sahasrara chakra, prin chakra 7, prin creștetul cap. E, și practic energia asta se irosește din punctul meu de vedere. De multe ori, Kundalini poate fi periculos când se trezește, pentru că e ca și cum ai pune un furtun cu presiune de, nu știu, de cisternă de pompieri, îl pui să curge printr-o țeapă de prin chiuveta de la bucătărie. Nu o să funcționeze niciodată, o să spargă tot sistemul. Da. Sunt foarte multe persoane din punctul meu de vedere, nu vreau să critic într-un fel sau să etichetez pe medicina alopată, dar în psihiatrie sunt extrem de multe persoane care au Kundalini trezit și nu pot și sunt în și nu știu ce se întâmplă cu ele. Au pătruns într-o lume pe care nu erau conștiința lor nu este pregătită să primească acele, da, acele lucruri. Eu sunt convins de asta, de exemplu, am avut foarte multe cazuri și persoane care vin la mine cu chestia asta. Am o experiență destul de mare, că am întâlnit mii de cursanți și am întâlnit persoane care mi-au relatat lucruri foarte multe, care au avut o fel de experiențe psihoze sau nu foarte grave, sau au avut niște psihoze și pătrunzând în lumea spirituală și înțelegând de fapt procesul ăsta cu Kundalini, făcând yoga,
sau alte practici, au reușit să echilibreze, de exemplu. Dar ele inițial nu știau ce se întâmplă cu ele. Așa că da, se poate. Există o practică foarte frumoasă în Tao, care nu e periculoasă, se numește orbita microcosmică. Și această orbită, de fapt, circulă energia, energia circulă prin spate, nu iese nicăieri, nu se duce nicăieri de aici, și coboară prin față. Deci este canalul masculin prin spate, canalul focului care urcă, apa care coboară natural prin față. Da? Și astfel energia se omogenizează și hrănește organele. Deci da. Nu mai pleacă din corp. Exact, exact. Da. Foarte relevant. Mulțumim. Mare drag. Andrew are legătură și cu cheile genelor? Are o legătură. El a adus cheile genelor în România. Eu nu sunt total în afara cheile genelor. Nu sunt nici... Deci eu personal nu am nimic de a face cu cheile genelor și nici nu aș avea vreodată. Însă Andy, da, Andy are o, el a adus de fapt cheile genelor. Să știți. El e prieten și cu Richard Rudd. Da. Singura zona asta. Te ascult, scuze. Nu, spuneam că eu nu mă pricep deloc aici, la zona aceasta. Da, chile genul este, mă rog, o formă interesantă de, și de divinație, și de lucru cu sine. Dar nu sunt foarte into, pentru că am observat exact lipsa de responsabilitate. Da, asta e. Multor persoane care lucrează în felul ăsta și cel puțin multe cercuri din București, le-am văzut o deprivare așa de responsabilitate, le-am zis, ok, nu este ce trebuie. Da, 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 înțeleg ce spun. Dar dacă vreți să căutați, sau, pur și simplu e foarte bine, cunoașterea e minunată și nesfârșită până la urmă. Da, așa este. Te întreabă cineva, am perioade când simt că nu pot să respir, am amețeli, oare de la ce să fie? Aștept un răspuns de la dumneavoastră. Ce pot să fac? Încerc să le gestionez, dar nu pot întotdeauna. Cum le gestionați? Cum le gestionați? Așteptăm să ne răspundă. Trebuie să, dacă facem asta la nivel spiritual, trebuie să fac o hartă a elementelor, să vedem ce elemente sunt în dezechilibru. Trebuie să este foarte complex răspunsul pe care aș putea să vi-l dau, dar ține de multe particularități pe care sunt multe variabile pe care. În general, dacă ne gândim da, la incapabilitatea de a respira, se referă la plămâni. Asta a spus, nu? Asta a zis? Sau am înțeles bine? Nu poate să respire, are amețeli. Da. Nu te mai aud foarte bine. La fel vorbesc, nu știu ce s-a întâmplat. Acum? Da. Ok, stai că mai am. Deci este vorba de plămâni și de elementul metal. Dacă... Pur și uite, poate ai nevoie să te... Și cu tristețea este asociat la nivel emoțional. Poate e nevoie să vezi anumite aspecte din viața ta care te întristează, anumite suferințe ale tale pe care nu le-ai digerat încă. Minunat. Iris te întreabă, de unde poate veni starea de vinovăție că ai mai mult decât meriți și pe ce trebuie lucrat? Foarte interesant. Vinovăția. Deci este, se simte vinovată că are prea mult și că are prea mult, mai mult decât merită. Da, vinovăția este o rană extrem de adâncă. Poate să vină din elementul apă. Poate că această vinovăție, nu știu, poate că vede ca pe un impediment lucrurile pe care le are. Și nu îi permit să curgă, să fie în flux. Exact cum spuneam mai devreme. Ține de elementul apă vinovăția.
Te întreabă Cristiana, mulțumim. Care e părerea ta despre Feng Shui, Adrian? Am o părere foarte bună. Dar nu practic Feng Shui-ul, dar am, de exemplu, anumite persoane care mai îmi dau sfat. Da, e chiar interesant. Pentru că în Feng Shui înveți să te armonizezi cu mediul din jurul tău. Mediul, da. Armonizezi, de fapt, ciul tău cu ciul mediului în care trăiești. Da, ce frumos, foarte frumos. Uite, am mai spus, Iulia, te îmbrățișez. Mulțumim frumos, Anca și Adrian, foarte frumos și interesant. Ce drăguț. Mulțumim și noi și mulțumesc lui Adrian. Uite, cred că ți-a răspuns. De exemplu, fac ceai sau iau magneziu, dar nu întotdeauna reușesc și nu știu ce să fac. Unde îl pot găsi pe domnul pentru mai multe detalii? Poate să-mi scrie în privat. Pe Facebook? Aș zice totuși că este poate o suferință pe care n-a digerat. Pentru că ține de tristețe. Energia plămânilor. Energia plămânilor este extrem de afectată astăzi. În momentul ăsta în care trăim, în perioada asta în care trece pământul, să zicem. Da. Pentru că, pe de o parte, e și o influență externă extrem de mare, și anume culoarea. Dacă observați, coronavirusul ăsta atacă exact plămânul. Da. Nu? Așa este. Și este și un an de metal, după cum ziceam, un an metalul fiind de fapt elementul care corespunde plămânilor. Mulțumim, Adrian. Minunat. Și ca să închidem cu întrebarea mea cheie, ca să zic așa, dacă ai fi tu în locul meu, ce te-ai fi întrebat pe tine, Adrian? Deci dacă mai am una după aia, variațiunea pe temă. Mai am una, am două. Păi prima întrebare mi s-a părut foarte... Care este ritualul meu zilnic? Aha. Cum trăiesc eu? Care este o zi normală din viața asta, mi se pare? Haideți să mă gândesc la o întrebare așa mai abstractă. Păi uite, poți să mi-adresezi mie, că asta era următoarea întrebare a mea cheie. Ce m-ai întrebat tu pe mine, Adrian? Și putem răspunde amândoi, dacă vrei. Uite, cum... Care este primul lucru pe care l-ai face, care o să-l faci după ce ieși din izolare? Din izolarea asta externă, că eu în interior nu mă simt izolată deloc, o să merg la, nu știu dacă e primul lucru, dar unul din primele lucruri, o să merg undeva în natură și am planificat și o mică ieșire la pescuit. Iubitul meu e pescar și mergem la asta. Nu neapărat că pescuim, dar măcar ideea așa de pescuit. Eu sunt vegetarian, apropo de ce vorbeam mai devreme, dar nu. Ideea în sine de a fi aproape de natură, de a ne contopi cu natura, asta e ce pot să spun că îmi lipsește, mai ales că noi stăm la bloc. Deci, iată, asta ar fi răspunsul meu. Momentan, cel puțin așa e. Și tu, ce ai face primul lucru? Păi, în primul rând, evident să mă reconectez cu natura, fiind permis să mergem în parc, da. O să-mi iau câteva ore bune să rămân pe iarbă unde da. Eu cred la roaba de cultură, nu știu. Ah, te găsesc, că acolo stăm și noi, pe acolo. Super tare. Nu vreau să-ți întrerup orele tale de conexiune cu natura, dar o să-ți scriu, poate ne și vedem. Și practic acolo, și practic destul de mult în Hrăstrău, să știi. Da? Wow, minunat. Chiar lângă roaba de cultură, este chiar paralel. Da, știu. Unde e practic. Minunat. Chiar lângă roaba de cultură. O să vin și eu acolo și de-abia aștept să ne revedem cu toții și să nu ne uiți cu inițierile, că ne dorim. Cu mare drag și ne revedem bine.
Așa să fie. Ne bucurăm tare mult că ai fost cu noi în seara aceasta. Îți mulțumim din toată inima pentru informații. Sper că ți-a plăcut și ție să stai cu noi. Evident. Și te mai așteptăm, Adrian, când mai ai cum. Ne face mare plăcere. Bineînțeles, cu drag, Anca. Namaste, vouă. Namaste tuturor. La revedere, Adrian. Numai bine. Dragii mei, sper că v-a plăcut întâlnirea cu Adrian. Mie una mi-a plăcut foarte mult și simt că am captivat câteva informații prețioase și energia lui minunată. Eu vă îmbrățișez pe toți. O să ne revedem curând la Călătorie către Sine și de-abia aștept să ne revedem și in vivo. Până atunci, vă aștept și la Canal 33, miercurea viitoare la Apel Medical. Vă îmbrățișez. Namaste, dragilor. Să aveți o seară minunată ca voi. Pa, pa!